O femeie de 46 de ani din Turceni a fost prinsă la volan sub influența substanțelor interzise. Polițiștii au oprit în trafic pe drumul județean 673 Turceni un autoturism condus de o femeie de 46 de ani din localitate, iar în urma testării acesteia cu aparatul drug test a fost obținut un rezultat pozitiv, indicând prezența substanțelor psihoactive în organism, respectiv amfetamină. Femeia a fost transportată la spital unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a substanțelor psihoactive. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.